Dar să nu mai zăbovim și să-i dăm drumul cu runda 1, unde avem alături de noi pe Mirel Popinciuc și George Dumitru. Bună seara, salut! Bună seara! Noroc, Georgică! Noroc, Mirel! Dacă George nu ar fi făcut comedie, acum ar fi fost la o adunare a fermierilor, urlând că îi fură cineva din lucernă. Așa că hai să terminăm repede, că George are undeva de ajuns. Mirel Popinciuc, acest păcănelul ploieșteanu. Mirel zice că e doar un sfert țigan, ceea ce înseamnă că nu le are nici cu fracțiile. Bum! Oh. George Dumitru, o față de orfan pe un cap de pui pe un corp de tată. Arată ca toți angajații din sălile de jocuri care sunt plătiți să le zică copiilor că li s-a terminat ora la Xbox. Mirel, cu alura asta de boschetar filipinez, e foarte bun ca subiect de poezie, în ideea că arată ca o zdreanță. În fiecare zi, George fură hainele unui manechin din Jumbo. O duce atât de rău că încă trăiește din banii de când a fost dinozaur la Etno TV. Băi, băiatule, băi. Mirel e genul de băiat care, dacă adormi la el acasă, îți desenează pui pe frunte și pormă tot el le suge. Când iese în oraș, George nu se dă cu parfum, stă în fum de tămâie 10 minute. Arăs ca toți băieții care mi-au cântat cu preotul în casă. Mirel arată ca un apostol care s-a spart în grădina Ghețimanii. Ești, nu te... A venit cu ăsta mic la rost. Eu chiar mă bucur de asta. Dar e la valiera, mă, să râdă omul liniște, mă, să râdă el singur. Scuze. Mai gata, nu? Bine, tu râzi, distrează-te, simte-te bine, mă, Vlad, mă. Mersi, Cosmin. Foarte bine. Ba, continuați, mă, că se bucur. George Dumitru, acest vânzător de borsete Tuborg în Costinești, e singurul bărbat care a făcut mai puțin decât a ridicat zmeie. Mirel, acest adevărat Zorro barat, are o față de spadasin, expert în floretă și în rozetă. George Dumitru, sau dacă sindromul Down apărea în timp, după fața lui George au fost desenate toate personajele din Gemenii Cramp. Când Mirel era mic, era Popinciuca bătăilor. George Dumitru, sau cum ar desena un băiat de 5 ani logo-ul de la KFC? Acum am văzut-o. Arăți ca fiecare băiat dintr-o poteră care și-a dat foc la sprâncene din greșeală. Mirel a terminat facultatea de psihologie cu onoruri sujo cum laude.